să mă ajut pe mine însă în această panoramare, spunând că m-a interesat schimbarea și pragul acesta și apariția unui nou metabolism în arta contemporană, atunci când m-am ocupat de prima generație care a ieșit formată după șase ani de facultate liberă și chiar entuziast de liberă, și uh, au intrat, de fapt, mulți care așteptau chiar 10 ani, un deceniu. Au intrat categorii de vârstă și de uh, vocații foarte diferite, și lotul acela 90-96 e pentru mine un reper uh, și uh, pune și un uh, barem, pune o. Uh, geamandură din asta de navigat mai departe, pentru că ce au făcut ei este pentru următoarele decenii. Ei au ajuns la două decenii de carieră, e interesant și ei nu știu că eu îi urmăresc în continuare și văd ce s-a ales. Iată că s-a ales că Vrana nici nu mai există, au intrat în posteritate unii. Vrana a fost din generația aceasta și nu a terminat, nu și-a dat licența în 96. Și ce am spus eu, primul deceniu poate să fie un modul interesant, pentru că sunt oameni care acum au 60 de ani, alții cum este Cozo, care a fost un, un um, exemplar, cum să zic, alfa a libertății și a smucelii și a, um, cum să zic, a performeru anilor decenului 90, adică primul Din ce îmi propuneți, primul deceniu, este acum decan. Deci, cariera lui, iară, e exemplară. Și sunt cei care, colegi cu el, care au acum 60 de ani și se pregătesc de pensie ca profesor, pe vocația veche să mai prinzi profesorat și un serviciu și o siguranță, și au alt destin. Ei au pornit deodată, dar au pornit așa cu ușile închise sever până 90, după aceea s-au deschis ușile care au devenit batante, i-au vânturat, au fost primii care oficial au fost trimiși la burse, cum după aceea politica Clujului a fost până ziua de astăzi aproape turism universitar obligat și ce s-a ales și cum s-a deschis școala de la Cluj. Și atunci, grupul ăsta uman, eu m-am ocupat atunci în 96 cam de 100 de cazuri, sunt călugări între ei, m-am dus să-l cunosc pe călugărul Dantes, care e o mare figură a artei religioase și un destin cu totul special pentru care s-au făcut filme la viața spirituală. Sunt foarte interesanți, de la Vrana la călugărul Dantes. da, Și de la ei pornind, mi-a mai pus o dată problema asta de sistematizare, eu pentru mine și pentru un grup de, de doritori, să înțeleagă ce se întâmplă cu uh, fenomenul ăsta uh, torențial de artă contemporană, că e torențial este a devenit atât de evocațional și de creativ, încât este mult prea ușor pentru gustul nostru, pentru generația mea să, uh, să mai auzi cum vin pensionarii și se fac studenți. Știți că acum cel mai bătrân student la București la universitate are 74 de ani. Și el, după 2-3 ani, trebuie să intre pe piața asta, nu? De artist, da? Deci, unde este loazirul, unde ce a devenit universitatea și pregătirea asta profesională. Și atunci, punem criteriul temporar și spațial, adică punem borna asta, ce se întâmplă după 90. Pentru că anii 80 a, a, a dat un palmares și nu întâmplător ei sunt profesori de acum, cei care antrenează și fac construiesc generațiile următoare. Generația 80 e în cea mai mare parte a țării profesorală, da? Sau dacă nu, sunt în instituții, care instituțiile sunt ori muzeele, ori. Filialele, Uniunea și viața Uniunii, metabolismul Uniunii, ce a devenit Uniunea, ce au devenit filialele, care filiale sunt interesante, deci timpul, și apoi spațiu, însemnând geografia asta, geografia anilor, decenilor pe care mi le propuneți, este foarte schimbătoare și foarte interesantă și maxim largă. Pentru că au fost pregătiri și au fost promoții de studenți chiar și la Baia Mare, da? că avem câțiva cu numele rămase în memoria culturală, dar toată, toată țara s-a umplut de, de facultăți, de facultăți, nu spun liceele, că sunt licee de artă în Slobozia, unde nu e filială, dar e liceu de artă, dar facultățile, Oradea, Constanța, Bacău, și ce se întâmplă, s-ar putea că și la Suceava să găsim secție de artă și tot, 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 tot. Craiova, Timișoara, Târgoviștea, că și la Târgoviște au fost, plus se dublează cu ce se întâmplă în arta sacră, cu ce se întâmplă în învățământul teologic și varianta de artă și din varianta de artă poate să iasă nu neapărat restauratori, ies niște chiar persoane interesante. Mirela Iordache, de pildă, absolvenți. Deci de unde vin, de unde vin noi, noile nume și cum se răspândesc apoi și ce se întâmplă cu ei. Nu spun după aceea tot ce se întâmplă cu plecatul și tipul ăsta de călătorie profesională și tipul de ședere. Am spus destine, la un moment dat mă uitam la destinele acestea, artiști cu dublă identitate, cu triple identitate culturală, Mircea Roma, 10 ani în Anglia, dar tinerii ăștia, câți tineri nu sunt, nu rămân o vreme, se întorc. Și după aceea biografia lor este absolut diversă cultural, da? cu CV-urile făcute în mai multe arii culturale. Deci timp și spațiu. Ce s-a întâmplat din marea, marele și marea restricție ce se întâmplă deci, ei, ei cu începuturile, cu generațiile. Lucrăm așa, să spunem, pe uh, perioadele astea, deci prima generație de șase ani, după aceea n-au mai fost șase ani, au fost cinci ani, după aceea a fost Bolonia, după aceea a fost uh, uh, fărmițarea aceea, trei ani aici, doi ani colo, uh, cum e acum uh, Pandele care vine, care a, fost, a, fost, a făcut Timișoara, a făcut Clujul, a făcut Bucureștiu, deci de unde provin ei, câte, câți ani au stat unii cu alții, cât se cunosc între ei, trebuie urmărită fragmentarea asta. Și apoi fenomenul foarte interesant al celor care au făcut altceva și după, după 30 de ani, după 40 de ani, chiar după 50 de ani, vin și fac artă și devin interesanți și devin uh, fervenți. Sunt ăia care se duc uh, la toate vernisajele ca să înțeleagă brusc ce se întâmplă, să fie văzut că sunt câteva personaje, sunt câteva personaje. Și asta se mărunțește și în spațiu și în timp cu cât înaintăm în zilele noastre, da? Când poate că nu mai e important să mai faci studii, pentru că sunt galeriști și colecționari care iau chiar trufandale cineva fără, ca street artiști, ca grafării, nu ne interesează. Nu știm că au 20 de ani, colecționăm, nu ne interesează CV-ul lor, nu știm cine sunt și sunt oricum trecători. Intră la Perisabil, dar intră la Tufanda. Deci, bărunțirea, da? Timpul și spațiu, formarea, formarea, era aici o prescurtare a mea, organizatoric. Deci de unde vin ei? Cum am spus în geografia universității, universităților de altă și a formării, însemnând că nu numai școala unui oraș mare, ci și mediul cultural, pentru că una se se simte în Timișoara și ești format interdisciplinaritatea care este mantra lor și așa mai departe, dar în ce grupuri ești din Timișoara, în ce grupuri ești din, în Cluj, pentru că nu, poate că ești format la Galați, pentru că Clujul mi-a spus că foarte mulți gălățeni de la Liceul de Artă din Galați, unde exista un profesor, pentru că am luat și firul ăsta la tors, de unde vă vin studenții domnilor din Timișoara, de unde vă vin studenții domnilor din Cluj, de ce foarte mulți secui vin la București și nu se duc la Cluj? De ce avem mulți absolvenți secui la București? Cine se duce la Iași, în afară de Prevenda și Perjovski, care s-au dus că nu mai intrau în anii 80, la sfârșit, în, în București și au rămas că devin personalități ale școlii de la Iași. Și cu Galațiu era așa: un mare profesor sever sau bun instructor de desen dădea. Studenți, nu, dădea candidați atât de buni care se, se duceau unii după alții la Cluj, și Galațiu furnizează, furniza pe vremea, vă spun, când, în jur de anul 2000, când am făcut eu interviuri din astea universitare și la Timișoara, și cu domnul Zbârciu care era în plină floare sau înflorire. Bun. Așa. Și după formare, e foarte important să-i urmărești în fenomenul asta de grup. Grupa, grupările care, se, care erau interesante și până în anii 80 cine se grupau cu cine, 9 plus 1 așa. ce s-a întâmplat în anii 90 în anii 2000 grupuri care se declară ca grupuri și s-a și făcut un număr din revista Arta cu grupuri și s-au și inventariat mai, put, mai mult sau mai puțin consistent, adică dacă două dudui se duceau la mare și se pozau spuneau că-s grupul 2, grupul... Doi Așa? De, bun. 2 META, mă rog, a două Bun. Da, da, da. Și uh, ca forme de. Deci, ca să-i prinzi organizațional, am pus. Uh, M-am gândit eu să-i urmăresc uh, în formare universitară, în impregnare de centre culturale, ce se întâmpla uh, în fiecare loc sau ce se întâmplă în timp, pentru că ora a putea să fie ok pentru deschidere sau ce se întâmplă cultural în Oradea dar odată eu când am fost la o jurizare de intrare la Uniune am avut o traumă profesională atât de gravă și vă spun și când uh, vă spun și când în jur de 2009 atât de gravă cu Marfa sau cu Lotu Oradean care absolvea facultatea de acolo și nu se putea accepta să, să fie admiși pentru că erau uh, niște nimicuri violente și niște uh, dezordini din toate punctele de vedere încât eu am spus nu pot să ajung să fiu uh, răspunzătoare că ei intră și nici să fiu răspunzătoare că îi resping pe toți și această dilemă cine mai intră în Uniune și de ce mai facem jurizare cu cazul Oradea m-a îngrijorat și am spus că nu mai suport, nu mai fac față. La uh, nu mai fac față ca juriu. Și am refuzat să mai fac juri jurizări de tipul ăsta uh, de intrat în Uniune, pentru că noi, generația mea, am fost aceia că se știe nu ne plângem, dar uh, a, anunțăm că am fost aceia care nu intram. -am nu aveam acces la Uniune, părea atât de îndepărtat, atât de neatins, atât de sever. Uh, era sever sigur, dar era și politizat sigur, pentru că nu s-a mai intrat în Uniune din 81, au rămas dosare suspendate și au intrat 20 de oameni care acum sunt foarte interesanți în funcții, pe un anumit șest, dacă se poate, e traductibil, e S-a intrat, au, au intrat din suma aia mare de dosare, 20 au fost plăcute stăpânirii și Acum le vedem în CV-uri de când sunt ei membri ai Uniunii pentru că era chiar rușinos în sensul periculos cum de a intrat. Un, un deceniu. Asta însemna că ne-a intrat în sânge, cum să spun, severitatea asta de a fi primit în Uniune. Nu mai înseamnă mare lucru, dar în, pentru noi, pentru generația noastră, adică mă scuz acum ca jurat. O să dau un pic uh, și cifrele, pentru că există dinste cifre. Uh, apropo de asta, în Uniunea Artistilor Plastici în 1989, în, uh, chiar dosarele mă rog, care făceau atenția securității pentru membrii Uniunii erau, cred, undeva 900 de membri titulari, până în 1200 erau cei cuprinși, stagiarii și atelier 35, deci 1200 de membri circa. În artiștilor plastici, în 1989, astăzi avem peste undeva 5 peste 5.000, aproape de 6.000 de membri, deci, cumva, apropo de inflație și de da. definiția artistului și de da. Da. unde se îndreaptă aceștia, în ce structuri își mai găsesc sensul, astea sunt întrebări la care tot Uniunea trebuie să le răspundă. Adică, înțeleg că întrebările sunt adresate și de către uh. pentru Luca Ceactalu, președinte. Da. Da. Și da, da, da. Și știm foarte clar că tinerii, că eu aveam măsura, am cât Câți termină pe an? Cred că încă termină 1000 pe an, da. pe care nu interesează să intre în Uniune. Deci, 5000 este cea mai mare Uniune numeric din toate Uniunile de Creație, care sunt cele 5 plus cea cu teatru, filmul, spartă, plus jurnaliștii care au reușit să se înscrie la Uniunile de Creație. Cea mai mare este totuși artiștilor plastici, din care cel puțin jumătate din cei tineri nu îi interesează, nu doresc să intre, adică nici nu le trece prin cap să mai plătească o cotizație. Bun. Și din care scuze, undeva, cred că către 4.000 și ceva, sunt în Artișilor Plastici din București, filiala. Nu, 3.000, cam așa știam eu. E un procent Bun. semnificativ, apropo de unde da, sunt da, da. concentrările. Pentru că de plin de la Craiova, unde am fost recent, sunt 80 numai. Și Craiova e, da. e importantă, da? E importantă. Pentru că știu că la Severin nu este filială, la Slatina nu, dar nu știu de ce unii parcă de la Brașov au vrut să fie la Craiova. Știți că nu se suportă unii cu alții. Dar uite, pentru un oraș, Craiova, regiune, 80 e puțin oficial, da? Artiști. Da. da. După aia, ce, ce a devenit important după 90? Galerismul care în cartea lui Kessler e marcat clar 2001 când au început galeriile astea care și în ziua de azi fac jocurile, deci galerismul, muzeele, cât s-au deschis ele pentru artă contemporană, cât s-au deschis peste tot, peste tot în toată țara, cum s-a închis Galațiu, ce s-a întâmplat cu Muzeul de Artă din Timișoara, muzeele, să zic așa zis, private, cum e fenomenul Cărbunești, Florian și tot, toți care încă și acum, acum e o frenezie pentru muzeificare de artă contemporană, pentru că visează și Slobozia să aibă muzeu de artă contemporană, și Călărașul, și uh, Craiova s-a deschis Palatul Mihail pentru, pentru artă contemporană. Asta e foarte interesant și crește, muzeificarea artei contemporane. Și cine intră în muzee. Aici e ideea, pentru că, vedeți, cu... să, să discutăm cu achizițiile, din care nu știu câte au fost dona donații. Cine a fost acceptat ca donație? Pentru că, de pildă, Muzeul de Artă Național are o problemă cu primit donații de artiști care se prăpădesc sau intră în posteritate în zilele noastre. Și au o chestie sofisticată, că nu vor să primească, pentru că le trebuie expert din afară. Care ar fi domnul Șușară, să zicem că el are o expertiză auto e, hotărâtă și muzeul de artă nu are buget ca să-ți plătească așa. În schimb, muzeele celelalte, Constanța, acum am fost recent și am văzut colecție de artă contemporană și Constanța are nu știu cât Bernea, brusc. Nu spun că Alin Gheorghiu are diorama atelierului, lui primește. Deci donații de artiști care și încheie cariera acum și care aparțin de cenilor, uh, ultime de creație și care, uh, cum să spun, e și datoria noastră a celor mai mici să-i uh, onorăm și să înțelegem prin ei ce s-a întâmplat și cum e să trăiești ultimii 30 de ani în libertate, ce ți se întâmplă ție, pentru că totul e interesant. Da? Uh, deci muzeele este o altă... Uh, Grilă de cercetare. Ce se întâmplă cu muzeele de, și arta contemporană acestor generații tinere care intră și ele în muzee, cu colecțiile care se fac și acum ajungem la uh, colecționari? Și uh, după colecționare ajungem și la piața de artă, deci la cote și la vizibilitatea internațională. Și aici sunt. Uh, că una e cota în România. Uite, vezi, Felix! Uh, aftene care are niște cote brusc, nu știu, de jumătate de an are niște cote care se apropie și stilistic și iară ca cote de maestru Călțea și ce înseamnă vizibilitate internațională, câte nume nu sunt, câte nume de plecați și de mici, dar nume românești sau nume săsești, cât sunt că dacă, eu m-am ocupat știți de, de diasporă dar de diaspora aceea că cu traumă, însemnând exilul acum nu mai putem vorbi diasporă, vorbim, cum am zis, cariere cu dublă cetățenie, cu multiplă cetățenie, cu șederi, adică fără, artistul fără frontiere, artistul român fără frontiere. Victor Mann trăiește și lucrează la Tel Aviv și în Transilvania, nu într-un oraș anume. Da? Am văzut eu etichetă, internet, etichetă pe, în expoziție. Trăiește și lucrează. Vedeți, asta e, asta e un destin. Trăiește și lucrează. E complet schimbat față de anii 80. Bine, aici eticheta implică și fiscalizarea, pentru că e foarte ușor să nu știe țara unde îți plătești taxele pentru veniturile no, pe nu, care nu le știu, faci. Nu știu, și cu un torșii, cum este Ioan Iacob, care are cele mai multe expoziții muzeale în România, format în Germania, un candidat care n-a intrat la timpul lui nici la Cluj, nici la București, și acum e primit cu tot onorul. Și orice cred că le-a făcut, a făcut toate muzeele din România, muze, expoziții muzeale, și a bifat toate muzeele din România, că le-iau și Tulcea și Constanța și și Ploieștiul. Ioan Iacob, născut la Bierta. Interesantă și întoarcerea. Dar asta. cât a contat pentru anii 90 întoarcerea diasporei, pentru că atunci a fost a un moment mai de... mare decât să zicem acelea de artiștilor români care puteau să iasă pentru că încă nu erau vize. Uh. A fost momentul de da, re. au venit, ei, au venit toți. Și sunt nume precum Sigur, Paul Neagru, Paul Neagru Iacobi. Peter, Iacobi, dar foarte mulți au venit Radu Dragomirescu. Deci au venit în primul rând Nicodim Mavrodin. Da, 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 Nicodim Mavrodin, Nicodim a venit. A venit și cu expoziția aceea și cu donația de ajutoare pentru România, a venit cu ideea să ia funcții mari. Mavrodin și el a venit profesor, nu știu ce i s-au Prăbușit toate planurile astea să înainteze pe universitar. Ei s-au întors ca să fie puși pe un soclu aici. Aurel Cojan nu a reușit. Aurel Cojan nu, do nu dorea să se întoarcă. Deci mai târziu, de anii 2000. A venit, i s-a făcut o expoziție, dar el trăia o boemă absolută și în Franța. Eu l-am cunoscut în Franța și știți că refuza să aibă și curent electric. Deci trăia într-o boemă absolută, nu-i mai păsa de nimic. A avut o senectute din asta filozofic, ascetic, îngerească. Nu-i păsa de nimic, nu-l mai interesa aici să-și reconstruiască. Ceilalți au venit pentru un soclu. Horia Damian a încercat, inclusiv printr-un monument. Horia Damian, chiar nu cred România. că a vrut. Expoziția când i s-a adus, i s-a adus construită de Baconski, dar e bine că au venit. Atunci eu am prins, în anii 90, au venit mulți să dea burse și să ajute să ia studenți. Am văzut, am simțit acest frisor. Ingo Glass era cu Glass, da, da. Au, deci mulți, cei mai mulți, au venit direct la facultăți, exact pentru sânge tânăr, da? Cum spui tu pe, la, la <gri> decorativă, de la saloane, da? Și s-au dat și țipoi, au dat mici burse, s-au dat burse, dit zailer, au dat burs, burs, nu știu, 10, era important și 10 dolari să ai pe lună, da? Și au făcut asta, cred că și cu Clujul, cu Cafenit, Gheorg Lec, au mai venit. Bun, au venit cei care au succes de casă, clujenii, să spun, hiperrealiști, Mazilu, i-au făcut cetățeni de onoare. Nicolae Maniu, cred. Da. Mazilu, da. Dar tot așa, să ajute. După aia, cei care au venit și s-au stabilit și au vrut cariere în România, gen Mavrodin, adică recarierizare, dar așa, la prestigiu, Nicodim, au avut corecții. Nu, nu s-au urcat pe socul pe care și l-au dorit, da? Iacobi, de o eleganță întotdeauna a întoarcerii, și a, a chemat scultori mulți și au lucrat la el, a ajutat. A ajutat grupurile care mergeau la Beret sau nu știu ce. Au relvat, dar e du. Mulți, mulți au fost, da. da. Și după aia, mă rog, a participat la concurs, a luat monumentul, a avut problemele, cum spui și tu, de fisc și colo și colo, ce întorși, da? Dar eu, care predam, am predat între 2004 și 2009, atunci când a fost, în 2004 a venit domnul Ilfoveanu rector și mi-a mi propus asta și mi-a propus de fapt cum să interesăm pe studenți să se uite puțin la arta contemporană dinaintea lor că pentru că studenții au fost atât de ventilați și deschiși și turați pentru afară nu-i mai interesa nimic din urmă și atunci a, a fost o tactică să ofer curs, cursul de diasporă, însemnând reușite, tehnici de reușite. Haideți să decorticăm pe medii culturale ce a făcut, cum a făcut Paul Neagu, cum a făcut celălalt de la Paris, în fiecare an, câte o arie culturală. Și era un prilej să povestești de unde au plecat, cum s-au format. Ideea cursului era că formați în România și uh, uh, realizați în Occident, dar pe arii culturale. Una, îi urmăream altfel pe american după aceea când am terminat continentele am făcut ce mai rămăsese Australia, mă uitam după toți pe unde s-au mai mișcat, aveam la Singapore pe cineva Nu puteam să după aceea să-i să, să conceptualizez Dar mediul francez sau parizian e clar, Germania e clară Și șmecheria era că trebuia să știe și de unde, cu cine s-a format și așa prin retrovizor puteau sau încercam să învăț artă contemporană din spatele lor Adică să-și cunoască rădăcinile și să știți că uh, cursul care era deschis cum prindea pe cineva, pe, pe cineva uh, în carne și oase uh, Îl aduceam, cum faceți dumneavoastră cu mine acum Și uh, se puneau întrebări și se puneau întrebări așa până, Și cum ați făcut să expuneți cu chia? pe păi zice, Căutam o expoziție colectivă, și după aceea mă duceam la următorul galerii și spuneam: Eu am expus cu Chia, chestia asta, cum, cum te împărtășești, cum, cum duci și abțipildul mai departe. Toate tehnicile de reușită sau de strecurare la, în lumea galerismului trebuie să apar pe un afiș: Cum o nu are, avea și acum, are, avea în atelier, Yves Klein. Boys, Orăvițan. Klein, Boys, Orăvițan. Tema era aur. Cineva, un galerist, a făcut tema aur și cum Orăvițan aurește, afișul acela era imbatabil. Nu era un facsimil. Și atunci tu lucrezi și revinzi imaginea asta. Eu și ei eu, eu sunt cu ei. da. Toate tehnicile astea care sunt folositoare. Dar când le afli și de la uh, un artist real, un personaj real, îți, îți rămân. Apropo de aducerea în atenția lui Ilfoveanu ca rector al Universității Naționale de Arte din București, vreau să revenim asupra momentului în care s-a schimbat și asupra situației învățământului în relație cu scena artistică. A fost un moment destul de de, de de turbion acela în care urma să devenim partea Uniunii Europene și da. Universitatea Națională de Artă neexistând, exista o formă de numită Academia da. de Artă Înainte preluată din Institutul de Arte Nicolae Grigorescu a trebuit să își recalifice da. din punct de vedere profesional cadrele didactice prin doctorate, prin un număr mai mare de cadre didactice care să aibă titlul de profesor, deci nu doar da. lector preparatori. Cum a fost pentru o serie întreagă de artiști care predau acolo, de aveau catedre cu numele lor, să-și piardă studenții, unii să-și piardă chiar jobul, să zicem, sau. E un moment, cred că interesant și cred că s-a suprapus peste ceea ce. ne Da, spuneați. e un moment interesant, într-adevăr, pentru că știți că după 90, când studenții au avut probabil jumătate de an puterea să-și respingă profesorii să judece, pentru că și Bițan a fost judecat și huiduit. Unii au plecat de tot, gen Blendea. Au venit și-au chemat pe cei, să zicem, neatinși. Și-au venit Câlția, Ilfoveanu, Napoleon, Tiron, Ciubo, Taru, Buculei și în scurt timp au devenit profesori universitari direct, direct. Napoleon Tiron, care era cel mai în vârstă, din formula candidat 10 ani de zile, și Mirel Zanfirescu, tot așa, au venit direct cu grade universitare. Și totul părea frumos, și interesant, și frenetic. Academia și-a schimbat numele. Și rectorul de atunci, Mihai Spăta, Mircea Spătaru, a putut să mai candideze o dată pentru că nu mai candida la o academie, candida la o universitate. Și după aia s-a introdus termenul de națională. Și și atunci s-a jucat cu încă o dată. E altceva, e altă instituție. Nu spun că actualul rector. Știți bine, domnul Bălescu a făcut altă figură și mai interesantă. A, a dispărut o lună de zile și a dat demisia și după o lună Candidat din nou, nu știu dacă pe viață că așa se preconiza, deci o formulă și mai interesantă de exhibiționist din ăsta instituțional ca să rămâi mereu în funcție. Și după aceea nu mai puteai să înaintezi în grad chiar de la asistent la rector decât dacă îți dai doctoratul. Acum este foarte greu să mai sari de la conferențiar la prof universitar, deci șurubul s-a strâns foarte tare, trebuie să faci aproape un alt doctorat care se cheamă Vocațional, voca vorbind de doctorat vocațional sau... În, încă, încă ceva ca să pot să mai... Bun, astea cu vocaționalul s-a mai nuanțat Că vocaționalul acum intră... M-am uitat eu în, în, actele astea de, de la Ministerul Învățământului Intră la sport, artă și sport. Artă și sport e Mulți au mai dat la estetică, unii au mai dat și în altă parte, cum Rădvan a dat la etnografie cu profesorul Angelescu, Lisandru Neamțu a dat un doctorat în antropologie, deci s-au mai echivalat. Dar unii din cei maestri care aveau grade universitare, cum a fost și Ilfoveanu, din acei maestri, unii n-au rezistat la presiunea asta că nu puteai să mai fi dar rector fără doctorat. Știți? Și a refuzat. erau trei sau patru conducători de doctorate care aveau, să zicem, numărul de candidați da, depășeau da. 20 într-un an. Păi, da, da, da. Mănescu a fost, să și laudă, Mihai Mănescu se laudă că a dat peste 50 de doctorate. Firul Dumitrescu era mai sever, adică Zanfir Dumitrescu era puțin mai sever. După aceea Stendel a dat doctorate. Acum, mă rog, cine mai conduce doctorate sunt Dup, Marilena Preda, dar a fost, atunci a fost foarte strict. Știu că Alexis a lăsat, era, era așa mai contondent și jura că nu-și dă doctoratul. Până, până la urmă și-a dat un doctorat corect din propria lui pedagogie, pentru că el avea școală, uzină, școală, fabrică de intrat la facultate, avea o metodă. Și și-a dat din propria metodă. Ori câți a reușit, parcă a ieșit la pensie, Ilfoveanu a, renunțat, să spun? a renunțat, a renunțat, prin demisie, da. Buculei nu cred că a apucat să-și dea doctoratul, mă rog. Deci a fost generația care a fost iubită și profesorată și maestrită și așa, de deci cei noi veniți să, să predea, cum ar veni un sânge nou, dar vechi. Uh, au prins uh, filtrul ăsta urât al doctoratului și după aceea, uh, ceilalți au trebuit să învețe. Acum se dau doctorate și când ai nevoie doar pentru de fițe, doctoratele de fițe în temir ce, uh, nu vreau să dau teme no, da. de, no. de doctorat vocațional, că e să nu rămână în, uh, <laughs> să nu rămână în arhivă, dar uh, cum să zic, s-a degradat complet și nu are nicio semnificație decât a devenit aproape contraproductiv. Adică este, ești, sus, ești suspect când, când îți dai un doctorat și n-ai nevoie. Ba da, se echivalează cu gradul didactic și. Da, punctaj, decât să mai dai, da, de să mai dai mult mai ușor un doctorat salarială. decât gradele. Da. Gradele didactice sunt mai severe decât un doctorat în ziua de azi, vocațională, artă, vă spun. da, da Cam asta e. A fost cu doctoratele Bun, și artem. acum revenind la nu știu, da. grupuri sau la tipuri de orientări, cum le vedeți? De multe ori există o perspectivă, să zicem așa, destul de binară în a împărți cele două, să zicem, mari tabere în opoziție. Tabera, să zicem, celor care s-au dus spre zona religioasă, artă sacră, neoortodoxism, cum s-a numit la un moment dat și da. Da, alerismul da, da, da. făcut nu doar de Fundația Anastasia și Sorin Dumitrescu, ci și de chiar membrii grupului Prolog prin diferitele Acțiuni pe cealaltă parte, nu avem. Uh, o nu, prima... sunt, nu sunt atât de mulți. Ei au devenit interesați tocmai că nu sunt atât de mulți. Uh, și, și să știți că cei din provincie, pe care eu îi urmăresc, sunt realmente smeriți și care fac uh, o pictură, să zicem, uh, așa, posta andreesciană, estetic și spiritualistă. Uh, nu sunt uh, uh, vocali, nu fac, uh, își văd. Uh, Adică, își văd chiar de o vocație interioară. Eu știu câțiva. Îl știu pe Antonescu Antonescu de la Nineli, se spunea, de la Alba Iulia, soția Ramă de la Cluj, care pentru Cluj sunt niște misterioși, și probabil mai sunt, mai este Paul Truia, sunt nume care chiar nu, nu țin să apară, care, care practică artă, pictură, ciofii, în formele astea clasice pentru, pentru sufletul lor, ăștia sunt de descoperit. E ideea de galerism care să-i se, se descopere, poate și ideea de uh, destin uh, revizitat și de cotă de după. Există și e interesant că există. Și uh, ce face acum, cel mai activ ar fi Sărbulescu, acum, nu? Uh, mai sunt câțiva, uh, e o familie parcă -s de origine basarabeni care au fost expuși la galeria romană, care sunt un fel de Bogdan Vlăduță mai vioi poate și mai peisagiști. Bogdan Vlăduță rămâne și el se întreabă, are, are și el 50 de ani, acum se întreabă, mă întreba pe mine, eu ce cred despre el, în ce lumi? Păi zic, tu ai vrut să fii de tânăr un clasic, și acum ai pierdut plutonul cu tineri și nici nu mai știi cine sunt aia tineri. Îți spun eu, sunt atâtea vagoane cu tineri. Dragă Bogdan Vlăduță, nu poți să-i mai știi. Pentru că el, de pildă, Vlăduță, e în selecția lui Mihai Pop, care Mihai Pop și galeriștii e foarte interesant când s-au deschis pentru dispăruți, pentru posteritate și sunt foarte atenți cine mai închide sertarele, știți? Și își închide opera și să fie ei purtătorii de operă, da? galeriștii care erau strict generaționiști, cum și Popescu a rupt zăgazul întâi cu Anca Mureșan și după aia cu Marin sim și cu Zidari. Da? Asta, asta a fost interesant. Când au pornit galeriile în 2001, erau strict generaționiste de interese, ei între ei, și după aia recuperează și se istorizează, ca Olos, ca cum să vă spun, corpusul de operă interesează foarte mult și pentru piața de artă. Și asta e foarte interesant. Au apărut între timp și legislațiile care încep să fie tot mai acute, apropo legislație pe drepturi de autor și modul în care se lucrează cu opera. În anii respectivi, în mijloc de 2000, încă neintrați în Uniunea Europeană, da. nu aveau, să zicem așa, niște ușurințe în a lucra cu o operă închisă în defavoarea unui artist deci am să ne întoarcem un pic la, la, înainte de a trece mai departe la modul în care a fost, să zicem, inclusiv aspectul acesta al artei sacre ideologizat după 90 în raport cu ce ne ziceați, cei curați, adică artiștii da. curați care, care, își păstraseră curățenia, modul în care ei au, fost, au revenit pe scenă în raport cu ceva de ce în care părea um, omagii, la acelea rămăseseră încă în mintea oamenilor și cum au continuat ele ca, ca formă de polarizare a să zicem a acelui alt tip de conglomerat cei care militau pentru new media, pentru noi forme total opuse să zicem întoarcerii înspre acest tradițional ortodox, creștin ortodox și în cartea sa Kessler a, a polarizat chiar așa, a scris capitol după capitol cu mă rog și în stilul lui polemic suna bine între neortodox și ciac și uh, tot ce se întâmpla cu Soros, da? Și era clar uh, o delimitare. Acum, acești uh, neortodoxi, neobizantiniști, cum a venit Andrei, Andrei așa, uh, cum spun, uh, sunt, uh, sunt polarizați în jurul lui Flondor la Timișoara. Sunt și printre ei, dintre ei e un călugăr la Oașa, care a devenit un fotograf excepțional, Sfântul Pantelimon, parcă, adică Sfântul Părintele Pantelimon, cred că îl cheamă. Și uite că Rosetti, Andrei Rosetti își face un doctorat din curatoriatul lui Paul Gerasim. Asta e foarte interesant pentru că nu știm cât a curatoriat și cât a gândit și a știm cele clasice, dar el sfătuia și aranja, că sunt celebri aranjări, pe cine chem să-ți aranjeze, să, să aranjeze expoziția. Într-un fel aranja Paul Gerasim și în felul nou și devenit o didactică anume aranjate te de Morar Teodor Morar. Aranjamentul tip Teodor Morar a expozițiilor colective sau a unei personale sau a unui duede într-o expoziție era de un fel și clasicul, clasicul dar foarte uh, atentul și uh, remarcabilul aranjament al lui Paul Gerasim. Uh, și uh, ideea că acum se teoretizează chestia asta și devine uh, limpe de tot ce a... Uh, enervat sau a hrănit Paul Gherasim, care era într adevăr un patriarh pentru că a prins învățământul din 48, da? Formația lui a fost ultimul interbelic, ultimul interbelic Paul Gherasim. Și a avut în jurul lui galerism, adică curtea veche Marius Nicolescu, acum Galeria Romană îi păstrează, îi ține tonusul și formula. Cine expune acum? Acum au expus un călugăr, să zic, un, călugăr, un călugăr rătăcitor, de unui călugăr rătăcitor care a dispărut pur și simplu, a dispărut la Ierusalim din asta, nu știu dacă chiar desculți, pelerinul rus. Au găsit un corpus de desene extraordinare. De deci ce bine că există? Proporționare foarte mică față de jungul sau de puterea explozivă torențială a celor care ies din facultate și, cum să spun, sunt aproape, acum se poartă grafări, după cum am văzut, nu? holul din spate al al Nacului. Poți să iei lista de vedete, ei sunt vedetele. Și ce o să fie acum la uh, corpusul de ateliere de la Plevnemie. Mie nu mie, Malmezon, mie mie nu place să spun Malmezon okay, și sună zis, scuze, și me, da. Eu le spun eu le spun Plevne, cazarma Plevne. Ca să evit Malmezonul pentru că nu ca și fi avut eu rude acolo, dar e atmosfera chiar, chiar se simte ceva nasol în pereții, ea și în proporțiile în proporțiile spațiilor. Bun. Și ce se întâmplă ce se întâmplă nu numai în, în domeniul ăsta să zic de vitrină care este pictura sau formele de vizualitate din jurul idei de pictură nu de tablou, de pictură că street art-ul pe mine mă interesează tot ce se întâmplă acum m-aș face street artistă secretă de ora 3 noaptea că atunci mă scol celelalte Forme de artă. Sculptura e foarte interesantă, care nu mai este un 3D, este asamblaje, obiecte, recuperare. Ce se întâmplă? Deci nu ar mai fi posibile taberele acelea de tăiere directă, tai direct sau chiar nici tabere de lemn. Nu mai... Pentru că nu mai cred că, se... că mai știu să facă sau mai duc într-o tabără de 10 zile să lași ceva peren, măcar pentru un deceniu și știți că sunt atentă la artele decorative și văd ce se întâmplă cu diplomele. Chiar acum la ce ați selectat dumneavoastră pentru salon, sângele tânăr din saloanele astea de artă decorativă, cel puțin pe București, dar știu ce se întâmplă și cu ceramica când se face internațional la Cluj și ce face Timișoara care amestecă, cum am spus, cu program și fac obiectual cu program Asta e foarte interesant și asta e nou, e nou. Nu știu cum o să se conserve. Aici e o problemă. Ele nu știu ce rămân. Rămân tot așa. Pe modernism, da? Rămân pe modernism. Mărturii măcar de felul da. ăsta. Rămân pe modernism, dar mi se par că sunt sincrone, sunt interesante, sunt creative, sunt... Deci nu mai sunt ale locului, sunt ale lumii astea. Acum vorbeam după 2007 după 2007 faci ce vrei, lipsești un an, îți îngheți anul, pleci și sunt foarte mulți care au plecat, nu mai știm de ei. Nu mai știm de ei, poate se întorc tot așa, ca maestrii. Au fost interesanți, gonți, nu știu care, nu știu care, au plecat, fac filme. Alexandra Gulea, nu? A fost prima generație la Ciubo și acum nu? a devenit regizoare. Fac altceva, fac cu totul altceva. Da, 2007 a însemnat, s-au deschis ușile în, 90 și în 2007 s-au deschis și geamurile, s-au plecat și acoperișul. Adică ai devenit creativ, da? Faci publicitate, intri în publicitate, ieși din publicitate, te faci curator, Ilina Schileru, da? Care, uite, după ce a făcut bienala de tineret la Festivalul Enescu, câte trei ediții foarte interesante, nu înțelegeam cum a avut puterea. Uite, acum a pus-o de o galerie, a făcut un eveniment ieri, nu, azi, azi e duminică, un eveniment într-un palat provincial în restaurare și a dus Ghica, lucrurile. Ghica, da? da, 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 da la Răcari, Christiner, da. da. Uh -huh. Și Lina Schileru e ok, și ca artistă și, cum să zic, nu ascunde complexe, nu vrea să fie altceva, nu vrea să fie luată drept deșteaptă, scriitoare, conceptoare, analiz de artă și alte research în artă și alte noi categorii de cărți de vizită care trebuie să te înspăimânte, să ți se pară că dețin gralul, misterul, banului, artei, vizibilității, da? Din cele enumerate pentru prima dată pe listă, era parcă și scena și, să zicem, piața de artă de data. Da. adică apropo de da. cote și. O da dată e cota de artă, pentru că știm, nu numai de la Art Marc, care, care cum să spun, debordează acum de artă contemporană, prima dată s-a jucat piața cu artă contemporană la Monavisa. Doamna Ghilduș a introdus artă contemporană când a anunțat Art Marcu, cred că de 3 sau de 4 ani a anunțat mare cu banner, că artă contemporană nu se mai opresc. Pentru că cred că, cred că nu mai există atât artă interbelică fabricată. Și acum arta contemporană, cu cât ești mai tânăr, cu atât ai cotă uh, obraznic de mare, nu mai ești tânăr, ajungi... E foarte interesant, e ca la, era să zic ca la murături, ca la legume. Ca la cireșe. Ca la cireșe. Nu se mai poartă, dar acum trebuie să fie 30 de lei uh, kilo. După aia, două săptămâni, după aia gata. Și uh, lucrări foarte bune a anilor 80 sau anilor 90, ale clasicilor, mai bune ca ce fac ei acum la bătrânețe, abia se târâie, abia se vând. Alea sunt muzeificabile și nu le vrea nimeni. Și iau uh, Puștii, în sensul cel mai simpatic, nu spun mucoșii, spun puștii. Nu știi cine sunt, te uiți, nu știi dacă a terminat ceva, dacă nici mai contează să mai ai vă studii, dacă e. Nu, nu vă spun că eu, eu sunt atentă și la iconografie. Cât s-au purtat bikinii, cât sutienele, cât operațiile estetice, cât operațiile intime în pictură. Deci, iconografia, că asta e, până unde. Până unde când după aia cât s-a portat satanismul cât s-a portat s-a benzi a, uh, a desenate și filmele mari nu jokerul și astea pe mine mai pierdu că eu nu urmăresc uh, cultura asta nici nu știu cum să spun ultra digitală și ultra tânără și devin uh, iconografie de artă contemporană diplome și nu știu ce dar Chiloței, chiloței, în anii 90. Lenjeria intimă, da? când apare lenjeria intimă, când apar părțile intime tăiate, netăiate, străpunse, nestrăpunse. Da? Poate chiar, nu știu, mai insistați un pic pe zona asta, apropo de, mă rog, depășirea, să zicem, unor limite la un moment dat considerate de bun gust, de bun simț, de, cum se cheamă, tabu, apropo de anii, mă rog, începutul anilor 2000 cu intrarea în în, în scena lui Gorzo și a lui ah, mă rog, Gorzo. Pască păi, după, apoi... sigur, după. Păi eu am spus, anii 90, așa spuneam studenților, Cozo, diferența între Cozo și Gorzo, aș da la seminar. Diferența de manifestare, de portofoliu, de sensibilitate, de personaj între Cozo și Gorzo. Cozo a avut ieșiri la Amsterdam scurte, nu știu ce, a luat cariera universitară. Gorzo s-a plimbat și ne-a spus ne-a flendurat de la New York că eu New York nu știu ce acum se întoarce, se tot întoarce se închide în pandemie Cozo are un salariu, este decan <laughs> e, te uiți cum face el să cum înaintează în decenii să vedem cum înaintează și Gorzo după Gorzo, acum eu, pentru anii ăștia l-aș pune pe Pandele care ultima dată care ultima dată mi-a mi spus că ce o să faci? Păi eu o să mă duc în Atena. De ce în Atena? În grupul de Atena sunt cei mai tari în Atena. Ce sunt în Atena? Artiștii din Atena? Nu, 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 grafării, care de fapt sunt, ei, care sparg, cum se cheamă? Spărgătorii. Pentru că Atena, mișcările de stradă în Atena, dincolo de. Activismul politic. Activismul la... politic. Deci el vrea sânge de adevărat. Sânge de. Adevărat, dar n-a mai plecat la Atena. N-a da. mai plecat la Atena, e. nu știu, e galerist. E galerizat, galerizat, da. însemnând da. că nu trage la galeră. Din contră, <laughs> li se li sunt puși și galera trage pentru ei, da? Galerizatul. Da. Cozo, Gorzo, Pandele. Da. Trei decenii, hă? Dacă e să. că m-ați rugat să facem retrospectivă. Uite, așa aș face. Cu trei crai de la răsărit. A? A... Și să vedem cum îl caută pe Iisus. Ăștia trei. Să, să, le, să le faci o retrospectivă împreună. Cozo e cu Harta României, că și-a făcut și el album și nu știu ce, dar el era primul care s-a dezbrăcat în public. Simpatic. Primul care oricând se dezbrăca. Înțelegeți? Și cu... Uh, sfânt, uh, cu... Taberele de performing de la Sfânta Ana cu Marota Luguță care se dezbrăcau ei și sau încercau să se dezbrace în anii 80 sau ce făceau ei acolo ca cum se scăpatul scăpatul scăpat de tensiunile etnopolitice. E acum e o veselie, e o veselie. Ne uităm un pic și spre spațiul geografic al Clujului, nu știu, apropo de, apropo de tipul Cluj. acela de artă, să zicem, nu neapărat pictură, pentru că nu vorbim doar de pictură, dar dacă sunt niște coordonate pe care merită să le Păi amintim. la Cluj un personaj interesant e Ciprian Mureșan, care calcă toate domeniile, sens, cultură, fotografie, restul sunt sacri, nu? Sunt sacri, nu știu cât marketing acolo, acolo e o lecție mare de marketizare, da? Uh, dar pe mine mă interesează dizidenții de la Cluj Deci Suciu, când a venit cu expoziția asta al Negru a fost foarte interesantă Și când au vrut ei cu galeria Laica, parcă se chema Laica, da? Da? Da. Space, da. uh, Dizidenții de Cluj mă interesează, sunt foarte mulți și acolo Acum nu mai sunt așa, uh, cum să vă spun eu în afară de Sbârciu și ce încearcă acum cu neoromantismul, care e, iar e interesant că a venit cu un manifest, a venit cu lucruri eteroclite, a venit cu multă poveste, a învățat că etichetele trebuie să spună poveste, că ăla e boxer, că ăla îl doare un picior, că nu știu ce, că nu știu ce, că aia e tânără, că aia nu-i tânără, că așa, asta e foarte bun. Pentru că e un scenariu, e deja un scenariu. Și că uh, n-au venit la galeria lor, sectorul 1 și au venit la o galerie în centru Bucureștiului. Da? E foarte bine. Îmi place chestia asta. Uite că noi nu prea mai mergem la Cluj. Ba da, Angel are, bătrânul Angel, la are la, la muzeu, la 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 muzeu, la muzeu pentru că el are biografie că s-a născut la Cluj, dar dintr-o întâmplare de CFR. Dar poți să se creadă clujan. Nu, se crede, nu e deloc clujan. Și a, plus de Santul Stegerean, care cu tot din Adinsu vrea să fie aici director. Cu tot din adinsul asta, da? e yeah. personaje, schimbul ăsta între Cluj și București e interesant. Dar poate chiar și în relație cu, să zicem, înainte mergătorilor, să le zicem așa, nu? Cornel Brudaș cu Ana Lupa și Mircea Spătaru, nu știu, Cum există Cum Mircea Spătaru care, da, tot așa, a fost între... trimis aici ca să umple un gol de... pentru că se era... trebuiau să fie... Trebuiau să fie, vreau să fie rectori. Sorin Dumitrescu să ortodoxi... ortodoxizeze facultatea și Răzvan Teodorescu care nu știa ori la televiziune și atunci a, câștigat al treilea Mircea Spătaru care a descălecat, ăsta e cuvântul și a adus oameni, 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 oameni care sunt puși acum dezvoltă carierele pedagogice universitare dacă n-au probleme cu băutura așa și voi, băimărenii, nu? Și la voi interesant. Da, o parte cea mai importantă da. cred că s-a dus înspre Cluj și de acolo s-au da. rebranduit în felul școlii de la Cluj, dacă putem spune asta da. um, Și venind apoi să zicem pe momentele, uh, momentele chiar imediate chiar în timp, nu știu, cum, cum, cum vedeți... Uh, 2018, anul centenar, mă rog, manifestările o, care au venit olă. din punct de vedere artistic să susțină, să zicem. Pe ce a fost mă, salonul, doar uh, salonul. Altceva n-am văzut. Apoi continuarea cu sezonul România-Franța, mă rog, în Europalia imediat. Uh... Uh, da, Europalia, eu știu bucătăria, cu nenorocirile, cui te adresai, cu cât s-au chinuit și au crezut în proiecte și că nu știau cui să dea proiectele. Deci, Europalia, poate, în bucătăria ei, în bucătăria ei este uh, o lecție de relativizare și de nefuncționalizare, și de uh, cât de ciudat merg, merge democrația aceasta de, uh, de a participa la proiect, la concurs. Că știu oameni care au făcut proiecte și chiar credeau, după care proiectele lor nu se știe unde au ajuns, n-au fost văzute și. Uh, Poate să fie doar Europalia, să fie o radiografie a tumorii ICR, a patologiei ICR. Da? Că în afară, din afară, știu că e și bine. Brâncușul, nu știu ce, nu știu ce, rest nu știu. Că n-am -am urmărit, urmărit și nu cred în, în rezumatele de presă oficiale. Nu îmi dau seama dacă îmi spune cineva de adevărat, știu prieteni arhitecți care au văzut Brâncușul și au fost mulțumiți și restul nu știu ce s-a întâmplat. Și nu știu ecoul străin, ecoul în jurul nostru, ce au zis ungurii de noi, ce au zis bulgarii, nu știu ce s-a întâmplat. Centenarul cu efortul ăla și cu tocatul banii, totul a fost. tocatul, tocatul banilor care nu, erau cerut de nimeni în august cu al doilea col pentru ca și la achiziții. Nu are lumea încredere în chestiile astea. Nu are încredere Bine. și cu tot din adinsul, la urmă, și pe precipitat, și pe hârțogăraie, și după aceea, la urmă, cu amărăciune: și cine sunt ăia, și de ce ăia. Da. Apropo de, nu știu, Institutul Cultural Român, poate ne uităm și pe zona asta păi, retrospectivă. Eu, pe retrospectivă, totuși, eu cred că știu așa, că pe vremea lui Patapievici, șapte ani buni, șapte ani grași, mi se pare că a fost ok, și Patapievici a avut propria lui probă de, a, de construcție și cred că a luat-o în serios și nu, cred, nu credea despre el că poate să ducă. După aceea. Liliana Țuroiu știu că a fost sensibilă la arte vizuale și a, a încercat să ajute și să promoveze cât a putut și cât a știut uh, și mai ales anturajul universitar bucureștean și poate că a fost bine și știu că se făceau expoziții uh, și acum mi se pare că e o dezordine că la ora actuală nici nu știu cine este director și nu știu dacă nu, nu mai știu cum e finanțat și nu știu ce se întâmplă dar el ca institut și mai ales cu efortul acela de a externaliza și de a se întâmpla evenimente cât mai în interiorul cărnii culturale a mediului. E bine că există, și e bine ce a făcut. Da. Revenind la anul centenar, cred că n-am marcat. Monumentele publice care urmau să fie puse, nu, unele puse, unele nu. mai nu nu spuneți puse. că. că eu cred că sunt niște. Nu sunt. Nu, nu am urmărit, pentru că știu că sunt dureroase. Ferdinandul, ma, Regina Maria, că acum încă mai se prelungește, că o da. de ani regele, știu că toată lumea care știe să facă monumente e nebunită de chestia asta, să mai prindă. Da. o prelungire a centenarului, știți? Avem Buculei care s-a pus la Alba Iulia, avem Bolulora care nu s-a pus în piața Alba Iulia din București. Sunt lucruri care au, păi... ce au marcat centenarul pentru că au fost discuțiile în general aprinse în jurul lor. Rău, nu neapărat comentați dacă nu trecem la următorul aspect legat de Brâncuș, pentru că are și un da. moment l-ați pronunțat înainte legat de Europalia, dar a fost. A fost și este încă un dosar nerezolvat legat de și al meu, cum mi-ținea pământul. Oh, nu. nu mă puneți să, să vorbesc. Ceva care a marcat asta. oricum. Da, a marcat, a marcat și. și apropo de adeziune a, a oamenilor care credeau sau nu în. Nu mai îmi spuneți. Cu, cu banii, da, în, cu banii care nu se știe, nu se pot întoarce. Deci e ceva odios, dar eu cred că asta ține și. Stine de sociologia și patologia culturală, de sociologie. Se poate face, uh, a, iar cu, Brâncușii, tu, cu, cu zilele Brâncuș, cu premiul Brâncuș, cui se dă premiul Brâncuș, ce se întâmplă la Târgu Jiu, eu nici nu vreau să mă duc acolo, ca să nu mă enervez de, nici nu știu cum să spun, de un fel de zaț de cântarea României, de folosirea lui Brâncuș ca iarba fiarelor și declanșator de delir de Cultural maxim, de declanșator de delir cultural, da? Și ce se întâmplă acolo? Din punct de vedere festiv, pentru că la monumente iar e o problemă, acolo e o problemă, da? Cu bani, cu restaurare, cu răs-restaurare, cu păstrare, cu nu știu ce. Replică la coloana da. Infinitului, da, pentru da, da. Franța, da, da, pentru... da. Și nu, nu mai pot duce, nu mai pot duce. Mi se pare că poți să faci. E demn de un film tragicomic de tip Mungiu sau de Porumboiu, pe cuvântul meu, fenomenul no. ce se întâmplă cu Brâncuș. Dar stați că Cornel Mihalache, care are un humor cu totul deosebit, regizor de televiziune, a făcut asta cu Brâncușul. A făcut delirul Brâncuș. Este un film. Da. Și aș mai puncta doar acum pe încheiere, să zicem capitalele culturale. Pentru că, mă rog, Aha, au fost tot, o competiție, capitale culturale europene, da, s-au înscris da, 17 da, orașe da, da. Atunci, avem... când și Baia Mare trebuia să fie cu muzica și avem cu Ucraina, o... da. Nu știu. Cum, cum păi vedeți? nu vedeți că ce ni s-a întâmplat cu Timișoara? Nu vedeți ce s-a întâmplat cu Timișoara? Cum a glisat pandemie, pandemie, Neumann, de lapidare de fonduri, Roibu, deci până și asta, șansa asta cu Timișoara, părerea mea este că s-a tăiat maioneza acolo, că încă nu se știe. Și noroc că nu, nici nu știu dacă se ține anul ăsta. Nu, nu cred că a început, de a debutat. La, an, de la anul ar trebui să înceapă. De la anul, dar, anu. dar teoretic, da. că candidatura nu reprezintă doar anul respectiv, ci și anii antemergători și apoi ulterior. Și a culisat totul pentru la anul, cu novisat și da, cu Timișoara, da, da, da? da? Dar nu, nu vedeți ce s-a întâmplat? Cu, cu fonduri da, și cu da, noi mai da. și cu asta. Dar măcar din punct de vedere artistic, nu știu, vedeați din că punct era o șansă sigur pentru artiști o șansă, în modul sigur în care cum se, se putea muta într-un fel sau altul. Nu, eu așteptam, pe... eu m-am dus la toate bienalele de la Timișoara și cum arată orașul în timpul bienalelor, prima a fost, după noi nu, nu mai era vizibilă bienala, dar mi-a mi făcut plăcere și e un efort să te duci ca într-o altă țară, să te duci la Timișoara, da? Pentru că te duci la Timișoara și costă avionul 9 euro, dar taxiul, că dacă te duci cu Ryan și așa mai departe, taxiul costă de la aeroportul la Timișoara mai scump de nu știu câte ori decât biletul de avion. Și și ce spații a oferit pentru, câte au fost, trei ediții da, pe, da. pe banii privati. Arte Encounters, prima Art da, 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 da. da. Și, și, și ținea, era. adică erau legate cu, cu, era legat cu capitala europeană și eu aveam încredere, aveam încredere că se va întâmpla ceva bine. Cu toate că dacă stai acolo și asculți, artiștii de acolo sunt contra, nu sunt luați în seamă, nu înțeleg că bienala aceea, tipul ăla de bienală, nu, ce selectează ea, nu selectează tablou, nu selectează ce, ce produc ei, selectează un Eveniment comunicațional, vizual, de un nu știu ce fel, ce făceau ei ca retrospectivă, eu am fost foarte încântată și am făcut efortul să mă duc la Timișoara. Da. da. Bun, cred că, nu știu, în 15, să zicem așa, da. perspective, o perspectivă de fel ăsta e destul de completă și nu știu, da. am ratat vreun eveniment nu. mare sau vreo nu. tematică? Nu, 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 nu. nu? nu. Eveniment mare, eveniment mare. Asta, bienalele de la Timișoara, eveniment mare. A, noaptea galeriilor, 10 ani de noaptea galeriilor, eu la 10 ani de noaptea galeriilor am spus că Bucureștiul arăta ca o bienală serioasă, consistentă, imprevizibil de bine a fost atunci și mi-a părut bine că nu s-a chemat bienală, dar m-am simțit ca la o bienală. Și n-am putut să cuprind. Și toată luna octombrie, pentru că a fost o noapte a galerilor, cred că era la sfârșit de septembrie, toată luna octombrie eu am luat harta aceea și am zis: Mă duc să văd tot. Și a fost foarte uh, minuțios să stau să văd tot. Da. Deci a fost o ofertă extraordinară. Atunci când au deschis, au făcut 10 ani și au deschis și în alte orașe și da. toată oferta. Deci, jos cu respect pălărie. Pentru noaptea galeriilor Asta De. e un eveniment foarte interesant Au fost o ediție în care, practic, noaptea alba galeriilor S-a suprapus cu Arța S-a suprapus cu da, -a Romainul Design Week Cu diploma Așa a fost să zicem, uh... Foarte bine văd Numai că trebuie să știi și să nu faci altceva Să rămâi în București, adică foarte bine văd. Desprindem și o considerație pentru fari marțați de artă transformată în pavilion de artă muzeal între scenă de, să zicem, Acum, comercială da. și scenă muzeală. Da, da e bine, mie îmi convine, pentru că nu, nu sunt din lumea comerțului de artă și îmi convine că se face asta. Am o problemă cu am o problemă cu secția muzeală, cu ce se arată, acolo, de ce se arată multe miros prea proaspete, am o problemă cu revizitarea lui Lucian a lui Tonita. Deci eu am avut, ca fost expertă de patrimoniu, am avut resăriri. Da? E treaba lor, riscul lor, joaca lor, riscul lor. Dar că se face și că văd spații, m-am bucurat că am văzut spații speciale. Eu m-am bucurat foarte tare. M-am bucurat de plin. Da, și eu o să țin minte asta. Era... E, catacomba în anii 90, oferea expoziții de autor interesante, spații interesante. E, e cu totul altceva după 30 de ani și cu altă putere, altă desfășurare, da? Deci a crescut, e de bine. Iar colecționarii, așa în încheiere, să zicem, chiar ultimii beneficiari ai prin cumpărare operei de artă, Zei aveați undeva pe o listă menționată. Da, colecționarii. Da, colecționarii. Sigur, îi urmăresc, m-am dus călare, am făcut interviuri cu ei, domnul. Daniel Ștefănică, de ce colecționați și pe cine? Aha, de ce vă duceți și luați diplome, că e mai ieftin și e interesant. Știu, e foarte bine. Diploma e lucrarea cea mai importantă a primului lui deceniu. Cei mai mulți produc maxim la diplomă, după care își văd de viață sau se dumirește viața. Dacă mai fac ceva, fac în al doilea deceniu după ce s-au așezat în viață, dacă n-au reușit să se așeze în viață, devin doar personaje interesante de povestit ce potențial au avut. Și colecționarii care cumpără trufandale, pe foarte tineri, cum face Arn Marco acum, sunt de un fel. Cei care cumpără bătrânii activi la bătrânii, bătrânii hiperactivi, gen Geta Brătescu, ultimii șapte ani, care se juca cu hârtiuțe tăiate, E foarte interesant și aia. Și cei care, ca Adrian că găsește poduri, poduri cu lucrări uitate. Asta e iară foarte interesant. Și sunt uh, familii de, uh, de colecționari sau cei discreți care uh, iau pentru suflet, cum e MOGA. Colecționarul MOGA de uh, zidari și de... Uh, uh, o doamnă pictoriță profesoară, o să-mi aduc aminte cum o cheamă, care a avut, care i s-a dat un uh, dales, a făcut un dales, uh, care stătea la săvârșin. Mă rog, când urmărești pe cei uh, care sunt în penumbră, colecționez pe E foarte interesant. Și apoi cum e Nazarie, care își vinde colecția, o parte din colecție la un moment dat, da? Cum e Florea, deputatul Florea, că, Damian, care cum făcea doamna Garofeanu, mai arăta colecțiile. E foarte interesant. E foarte interesant că ele se prezintă public.